Urmează un sfârșit de săptămână exploziv în Gorj. Pe cea mai înaltă șosea din România vor fi organizate vineri, sâmbătă și duminică spectacole inedite. Vineri de la ora 20, de exemplu, va fi organizat spectacolul Folk pe drumul Regelui. Vor cânta Andrei Păunescu, Ovidiu Mihăilescu, Dan Vană, Dinu Olărașu, Cătălin Stepa și Florin Cârciumaru. Sâmbătă și duminică va fi rock. Organizăm prima ediție a festivalului Rockfest Transalpina. Așteptăm să evolueze pe scenă mai mult de 6 trupe bine cunoscute. De ce spun mai mult? Pentru că avem și un element de surpriză, un moment de percuție. Înțeleg că este un tânăr gorjan care are un viitor foarte bun în muzică ca și toboșar. Iată că vine weekendul, pe data de 29 iulie, începând cu ora 18, avem totul pregătit pentru iubitorii de muzică rock. Vor mai concerta, printre alții, Campus, Krypton, 9,7 Richter, Vița de Vie și Vang. Show-urile vor începe la ora 18 și vor fi organizate pe platoul de la intrarea în Rânca dinspre Novaci.